Pesta porcină africană este o problemă de interes inclusiv pentru liberali. Recent, vicepreședintele Partidului Național Liberal, Adrian Oroș, și vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industria Alimentară și Servicii din Camera Deputaților a fost prezent în Baia Mare, ocazie cu care a menționat că a atras atenția încă de la începutul anului 2017 că actuala conducere a Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor și cea a Ministerului Agriculturii pun în pericol siguranța și securitatea alimentară a României. Oroș, care este și medic veterinar și vicepreședinte al Colegiului Național al Medicilor Veterinari din România, a explicat. Dacă ne uităm pe harta evoluției peste porcine africane în Europa, vom observa că România este țara cea mai afectată. Efectele pe termen lung și mediu a proastei gestionări a acestei maladii vor fi devastatoare, iar estimările noastre, și când spun estimările noastre, sunt ale Departamentului de Agricultură a Partidului Național Liberal, consultându-ne cu asociațiile de crescători și cu medicii veterinari, evaluările sunt undeva la 3 spre 4 miliarde de euro. Oroș a explicat că nu se referea numai la plățile directe pentru despăgubirea animalelor ucise, ci și la costurile cu eradicarea, cu incinerarea, cu dezinfecțiile. Cu toată logistica și la prețul pe care economia românească și mai ales industria de profil, industria cărnii de porc, o să îl plătească în următorii ani. Legat de despăgubiri, și aș vrea să demontez trei minciuni ale domnului Daea. Prima. Nu avem specialiști în pesta porcină africană. Eu vreau să-i amintesc domnului Daea, care n-are nicio cădere să aprecieze calitatea medicilor veterinari din România, că în nicio țară din Europa, în nicio facultate din Europa, nu se pregătesc specialiști în pesta porcină africană. Sunt medici veterinari care sunt în stare să recunoască o boală, să recunoască niște simptome, să pună un diagnostic și să ia măsuri. Specialiști în pesta porcină africană nu există. Pentru a nu se ajunge la situația actuală generată de pesta porcină, Adrian Oroș susține că trebuia restricționată circulația animalelor încă din 2016, când primul focar a fost identificat în Satu Mare. Punctele de vedere ale deputatului sunt susținute și de liberalii maramureșeni, care sunt de acord că e nevoie de demisia celor responsabili să gestioneze această problemă. Pe listă sunt Geronimo Brănescu, Petru Daia și Liviu Dragnea.